În prima conferință de presă din acest an a Consiliului Județean Argeș, președintele Ion Mânzână a explicat în cifre ce înseamnă un buget subdimensionat pentru județul nostru. Latura politică a bugetului nu vom discuta aici, dar voi dori în continuare să mă refer la latura administrativă, a ceea ce avem noi de făcut la nivelul Consiliului Județean pentru anul 2021, conform datelor furnizate de Guvernul României în urma aprobării acestui așa zis buget, și folosesc sintagma aceasta așa zis buget pentru că acesta poate fi orice, dar numai bugetul de dezvoltare al județului Argeș nu poate fi considerat. Dacă luăm datele oficiale pe care le avem la dispoziție la acest moment, dați-mi voie să vă spun că în faza aceasta de proiect a bugetului de venituri și cheltuieli pentru județul Argeș pe anul 2021 se preconizează venituri de aproximativ 429 de milioane lei. În bar vechi, 4.290 miliarde. Sau și mai spus așa în valuta forte, în euro, asta înseamnă undeva la nivelul a 86 de milioane de euro. Faptul că noi totuși preconizăm să avem niște cheltuieli de 745 de milioane de lei, 7.450 de miliarde vechi, vă dați seama că la această oră putem vorbi de o finanțare de circa 57% din totalul necesarului pe cheltuielile pe care le avem preconizate pentru anul în curs. Vreau să fac câteva precizări. Județul Argeș, așa cum am spus-o, are la această oră în derulare foarte multe proiecte, atât proiecte europene, cât și proiecte finanțate de ceea ce a însemnat PNDL 2, cât și proiecte finanțate direct de Consiliul Județean Argeș. Este clar că nu vom putea încheia acest an la sumele pe care ni le pun la dispoziție guvernanții. Lipsa banilor pentru infrastructură în Argeș va stopa aproape toate lucrările începute. Vor fi drumuri care trebuiau să fie finalizate în acest an și la care lucrările vor fi sistate. Infrastructura rutieră se află într-o stare de degradare avansată. Vreau să vă aduc la cunoștință că în perioada aceasta am întocmit referate de necesitate, atât pentru tot ce înseamnă infrastructură rutieră, cofinanțări pentru ceea ce înseamnă PNDL și fonduri europene, având în derulare două drumuri, cu peste 40 de milioane de euro. Necesarul nostru ar fi fost undeva în jur de 162 de milioane de lei. Din păcate, sumele puse la dispoziție de guvern, deși în faza inițială de proiecția guvernului, în mărinimia lor, guvernanții ne alocau circa 25 de milioane, au catadixit ca la prezentarea bugetului în Parlament să ne aloce o sumă diminuată cu peste 80 de miliarde lei. În cadrul conferinței s-a discutat și despre economiile ce vor trebui făcute în cadrul instituțiilor din subordine, având în vedere acest buget de austeritate. Banul public nu se va mai cheltui cu aceeași generozitate ca până acum pentru achiziții care nu necesită urgență, sporuri, concerte, artiști, drepturi de autor și multe altele.